Mi vine foarte greu să cred că singura care are gânduri din astea. Adică nu am cum să fiu singura, nu? Să vă povestesc puțin de unde a început problema. Am pat cu Bogdan și povesteam brute și nevrute și a zis că ar trebui să punem o cană cu apă pe calorifer pentru ca să fie mai umezit aerul, mai umezeală pe acolo sau să ude aer. Și am tăcut. Și el zicea, dar eu n-ascultam că eu deja mă gândeam la altceva. Mintea mea fuge foarte repede de la un lucru la altul, ceea ce, nu știu, mă surprinde și mine uneori. În secunda în care el a zis o cană cu apă pe calorifer, exact asta era în mintea mea. Cana are apă. Apa din cană vine de la robinet. Apa care curge de la robinet e dintr-o țeavă. Țeava aia sigur e conectată la ceva centrală sau de asta de țevi. Aia de țevi sigur are apă de undeva gen din Mureș sau din Volga sau Nil. Astea sigur se varsă, nu știu, în Dunăre sau în ceva, în din asta mare. Gen Sora mai mare. Mureșul vine din Hășmașul mare. Dunărea vine din munții Pădurea Neagră. Până aici totul clar. Și urmează problema. Dacă Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră, cum ajunge apa în locul ăla de unde vine Dunărea? Gen cum Dunărea se varsă în mare, ce se varsă în munții Pădurea Neagră ca să iasă afară Dunăre? Înțelegeți? Bogdan a încremenit când i-am spus așa ceva. Și pe mine m-am șocat. Să vă zic și de ce. De exemplu, hârtia vine din copac, da? Hârtie din lemn. Tot de exemplu, vin din mama. Așa că Dunărea n-are cum să vină dintr-un copac, dintr-o pădure sau dintr-o baltă de noroi, o mocirlă din aia. Să vine dintr-o apă, nu. Care e apa aia care naște Dunărea?